Iona, capitolul 1, vom citi întreg capitolul. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, că cerăutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeu lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis, Ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va, fi, va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul, Veni să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jerfă și au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona. Și Iona a stat în pântecele pește lui trei zile și trei nopți. Amin. Puteți să vă reașezați. Îmi place aici foarte mult cum spune în versetul 16, Că oameni după ce au văzut ceea ce Dumnezeu a făcut în mijlocul lor, i-au adus o jerfă și i-au făcut juruințe. Am vorbit și s-a menționat deja de câteva ori că la începutul anului, anului oamenii își fac, își propun anumite lucruri, chiar fac poate juruințe lui Dumnezeu așa cum s-a amintit aici de câteva ori și... An de an repetăm, repetăm acest lucru, ne facem juruințe, îi promitem Domnului că îl vom căuta mai mult, că ne vom ruga mai mult, că vom participa mai mult la biserică și la alte activități. Lucruri, lucruri frumoase pe care ni le propunem însă, și dacă consultați diferite statistici, și dacă vă uitați numai în viața voastră, veți vedea că de multe ori toate aceste lucruri se rezumă undeva la iune, luna ianuarie, februarie, maxim martie. Eu știu la noi, văd cum, cum decurg înscrierile la, la fitness, oamenii în luna ianuarie se înscriu cel mai mult, iar cu cât trece anul, tot mai, tot mai puțini oameni se înscriu, tot mai puțini oameni se țin de angajamentele care le-au făcut. Însă, ceea ce este minunat la Dumnezeul nostru este că El nu este ca noi. El este Dumnezeu, El este unic și El nu se schimbă. El este același ieri, astăzi și în veci. Noi ne schimbăm, îmbătrânim, ne propunem lucruri așa cum am spus, vrem să facem anumite schimbări în viața noastră, însă Dumnezeu este același care nu se schimbă, El rămâne același, lăudați să fie numele Lui. Și aș vrea că în această dimineață, uitându-ne în textul acesta, pe care sunt sigur că toți îl știți, textul acesta despre Iona, toți l-am auzit, toți l-am studiat la școala duminicală, toți ne îngrijoram și ne înfricoșam atunci când eram mici de peștele acela mare care l-a înghițit pe Iona trei zile, și ne imaginam poate cum ar fi dacă am fi fost noi în locul lui Iona. Ce am fi făcut acolo în peștele acela cel mare. Dar ceea ce aș vrea să înțelegem și să învățăm din această istoria lui Iona este că Dumnezeu ne știe mai bine decât credem noi. De multe ori, poate avem impresia că ceea ce suntem, ceea ce facem nimeni nu știe, putem să ne mascăm, putem să ne ascundem și de multe ori uităm că Dumnezeu este în control și ne vede, chiar dacă poate de multe ori credem că Dumnezeu nu ne vede sau nu ne știe. Chiar săptămâna trecută vorbeam cu copiii despre această idee, nu mai știu cum veni vorba, am zis că Dumnezeu ne vede, să, să nu vorbim urât, să nu mințim și un, una alta, și am zis că Dumnezeu ne vede și când ne ascundem sub plapumă și pentru ei a fost cumva o chestie foarte, foarte interesantă. Chiar și acolo ne vede Dumnezeu? Da, și acolo ne vede când ne ascundem sub plapumă. M-am coborât puțin la, la mintea lor să înțeleagă și ei acest lucru. Dumnezeu ne știe și ne vede oriunde și ne cunoaște mai bine decât noi credem. Și aș vrea să înțelegem în această dimineață acest lucru. Nu este un lucru nou, nu cred că n-ați mai auzit lucrul acesta. Dumnezeu, că Dumnezeu ne știe, ați știu lucrul acesta, mă gândesc, nu? Aș știu că Dumnezeu ne știe, ceea ce aș vrea eu să să aduc înaintea noastră și pentru mine și pentru voi în această dimineață este că indiferent ce aduce anul acesta, indiferent prin ce vom trece anul acesta, ce vom face, ce ne vom propune, Dumnezeu ne știe în toate lucrurile care le vom face. Dumnezeu este acela care este prezent în fiecare moment al vieții noastre. Chiar dacă noi vom încerca să facem lucruri pe cont propriu, chiar dacă vom încerca să fim departe de Dumnezeu, să-L activăm pe Dumnezeu doar când vom vrea noi, Adevărul este că Dumnezeu este prezent în orice moment în viața noastră. Și, uitându-ne în acest text, eu mi-am notat aici patru adevăruri care aș vrea să le cunoaștem în, în anul acesta, și uh, poate ne va rămâne predica aceasta pentru că este prima predică din anul acesta, uh, și îmi doresc să ne rămână în minte pentru ca să știm că orice ce facem, Dumnezeu ne vede. Și aș vrea ca să vedem primul adevăr pe care îl învățăm aici de la Iona și de la această narațiune, și anume este că Dumnezeu știe cine ești. Dumnezeu știe cine ești. Acum eu nu știu la voi la lucru în ce firme lucrați, unii știu aproximativ în ce firme lucrează, vă știu colegii, vă cunosc colegii, vă cunosc șefii, știu cine sunteți. Poate dacă lucrați într-o firmă mai mică, vă, oamenii vă cunosc. Am lucrat într-o firmă mai mare unde știu sigur că mă cunoșteau poate doar colegii din, din aptealul meu, dar ceilalți probabil nu mă cunoșteau. Cu cât e firma mai mare, cu atât e șansa mai mică ca oamenii să te cunoască. Vedeți și în bisericii de multe ori așa, cu cât e biserica mai mare, este greu să, ne cunoaștem toți. Cu cât e biserica mai mică, ne cunoaștem. Și mulți zic, băi, e mai frumos în biserică mică, că ne știm, ne vedem, dacă unul lipsește, ne dăm seama. Și oamenii au, au parcă dorința aceasta, să oamenii să-i cunoască, să știe de ei. Mulți zic, mai bine mă duc la o firmă mai mică, că acolo sunt cineva, nu sunt doar un număr într-o mulțime de, de oameni. Mai bine mă duc la o biserică mică, pentru că frații mă cunosc. Însă dacă ne gândim la, la Dumnezeu, la împărăția lui Dumnezeu, la, la poporul lui Dumnezeu, cum stă treaba acolo? Pentru că Dumnezeu are un popor enorm de mare. Dar aș vrea să știm în această dimineață că Dumnezeu ne știe pe fiecare în parte. Mă gândeam când eram mic, dar numai Dumnezeu numai la rugăciunea mea ia aminte. Doar acum, probabil înainte de culcare, toți oamenii de pe pământ se roagă. Da, Dumnezeu ne știe pe fiecare în parte. Ne știe viața, ne știe persoana, ne-a creat unici pe fiecare în parte. Și acest lucru Dumnezeu l-a făcut și cu Iona. Vedem aici în versetul 1 și în versetul 2, faptul că Dumnezeu a vorbit cu Iona și spune aici, cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, Că răutatea ei s-a suit până la mine. Vedem, dar că Dumnezeu a vorbit direct cu Iona. Asta pentru mine înseamnă că Dumnezeu l-a cunoscut pe Iona. Dumnezeu poate ți-a vorbit și ție anul acesta, poate ți-a vorbit în trecut. Domnul este acela care ți-a purtat de grijă. Și asta aș vrea ca pe tine să te responsabilizeze în anul acesta în care am pornit și să te facă să înțelegi că Dumnezeu te știe. Tu nu ești un nimeni, tu nu ești un produs al evoluției, tu nu ești ceva. La, la întâmplare, nu ești doar un, un copil care s-a născut la întâmplare într-o familie, nu, tu ești un om, ești o persoană pe care Dumnezeu o cunoaște, lăuda să fie Domnul pentru aceasta. Dacă lumea poate... Uh, din jurul tău nu te bagă în seamă sau poate nu dau doi bani pe tine. Dumnezeu este acela care știe cine ești pentru că El este acela care te-a creat și acest lucru l-a spus și psalmistul. Dacă privim împreună la psalmul 139, Spune psalmistul așa de frumos aici, vom citi de la versetul 13, de fapt tot psalmul acesta ne arată psalmistul David, ceea ce Dumnezeu știe despre om. Dar vreau să mă rezum doar de la versetul 13 până la versetul 16. Aici spune psalmistul, tu mi-ai întocmit rărunchii, tu mai ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Acesta este Dumnezeul care mă știe pe mine și te știe pe tine, încă de când eram un plot fără chip. Și asta aș vrea să fie gândul cu care să pornim în anul acesta. Orice voi face, oriunde voi merge, ori prin ceea ce voi trece, orice eșec voi avea, orice întristare voi avea, Dumnezeu mă știe. Iona spune aici, în, mai, mai în jos, în versetul 8, Cuvântul Lui Dumnezeu că acei oameni cu care erau în corabie nu l-au cunoscut. Îl întreabă aici. Spune-ne de unde ești, ce meserie ai, care este țara, care este poporul. Vedem că oamenii aceia nu l-au cunoscut. În mijlocul furtunii, în mijlocul problemelor în care se aflau, Iona era un necunoscut. Însă Dumnezeu era acela care veghea asupra lui. Dumnezeu era acela care era mereu cu el. Și chiar acolo unde nimeni nu-l știa, Dumnezeu îl știa pe Iona și Iona vedem că recunoștea acest lucru și el a știut lucrul acesta, spune, sunt evreu aici în un nouă și mă tem de Domnul Dumnezeu cerilor care a făcut marea și uscatul. Deci ceea ce îmi doresc pentru mine și îmi doresc pentru tine această dimineață este oriunde ai ajunge anul acesta să știi că ești Fiul lui Dumnezeu, să știi că ai un Dumnezeu care te știe, să știi că ai un Dumnezeu care niciodată nu te lasă singur, indiferent prin ce ai trece. În Isaia, în capitolul 29, spune acest om al lui Dumnezeu foarte frumos: Isaia, capitolul 29, versetul 15: Vai de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele în întuneric și zic cine ne vede, cine ne știe vedem dar pe acest om al lui Dumnezeu care prezintă această imagine a unor oameni care cred că sunt de unii singuri în această lume. Așa cum am spus, nu știu ce va aduce anul acesta, nu știu prin ceea ce vom trece, însă ce aș vrea să nu uităm niciodată este că Dumnezeu este acela care ne știe. Niciodată să nu spunem cine ne vede, cine ne știe, Cuvântul, răspunsul la această întrebare îl avem în cuvântul Lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care ne știe pe fiecare în parte. Și dacă vei crede că problema ta, dacă vei crede că situația ta este indiferentă, cuvântul Lui Dumnezeu ne spune astăzi că El este acela care se ocupă de fiecare în parte și ne știe. Și orice plan pe care ar vrea să-l să faci anul acesta, încredințează-l în mâna Domnului. Pentru că El este acela care îți cunoaște nevoile, este acela care îți cunoaște pașii, îți cunoaște zilele, așa cum spunea și psalmistul. Nu erau încă nici una din ele și Domnul ți-a cunoscut zilele. De aceea încredințează-ți viața în mâna Lui. Rămâi aproape de Domnul și tot ceea ce vei face, fă împreună cu Dumnezeu. În Evrei, în capitolul 4, autorul acestei epistole, în versetul 13, spune așa de frumos, Evrei, capitolul 4, versetul 13, Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit, înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Nici o făptură, nici o făptură, aici ne includem și pe noi, nu este ascunsă de El, de acela care a creat orice făptură pe acest pământ. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem a face. Conștientizăm noi că avem de a face cu Dumnezeul atotputernic, cu Dumnezeul care a creat orice făptură, Universul întreg, în textul pe care l-am citit, credeți că a fost la întâmplare sorțul acesta care a căzut pe Iona? Spune aici, oamenii aceștia au decurs la un obicei care le era poate la îndemână, care le cunoscut. Și spune că sor, au tras la sorți, în versetul 7, și sorțul a căzut pe Iona. Eu sunt convins și, și nu cred în. în, în în, în țufa. nu cred că a fost o întâmplare, ci eu cred că mâna lui Dumnezeu a condus toate lucrurile ca în așa fel încât voia lui să se împlinească. Și sorțul a căzut pe Iona, nimic. Chiar dacă Iona era acolo la subsolul corăbiei și, și dormea și se părea că, că nimeni nu-l vede, Dumnezeu a, a avut ochii ațintiți asupra lui. Înaintea lui Dumnezeu, cum spune aici în evrei, totul este gol, totul este descoperit. Aș vrea să înțelege acest lucru în anul 2024 înaintea lui Dumnezeu, nu ne putem ascunde. Chiar dacă am, nu am mai vrea să avem de-a face cu Dumnezeu, chiar dacă am vrea să zicem, îl exclud pe Dumnezeu din viața mea, chiar dacă zicem, deciziile acestea vreau să le iau pe cont propriu, Dumnezeu este acela care te știe. De aceea este cu atât mai important să rămânem aproape de Dumnezeu, pentru că El este acela care ne știe cel mai bine lăudat să fie numele Lui. Vreau să vă ofer și un exemplu pe care îl cunoașteți la fel de bine ca exemplul lui Iona. În Luca, în capitolul 19, în Ultima călătorie pe care Domnul Iisus o face prin Ierihon se întâlnește cu Zacheu, Luca, în capitolul 19. Și la fel și aici avem această situație în care Domnul Iisus era înconjurat de o mulțime, de mulți oameni care veneau să-i asculte cuvintele, care, se, de, care voiau să fie atinși de Domnul Iisus. Și în această mulțime era un om Zacheu, un om mic la statură, un om care. Avea o reputație nu prea bună în, în Ierihon și spune aici cuvântul lui Dumnezeu că el s-a suit în dud, în acel copac, să-l vadă pe Domnul mai bine. Și în acel moment, când Domnul Iisus trecea acolo în versetul 6, se spune așa de frumos, în versetul 5, Domnul Iisus când a ajuns în locul acela și a ridicat ochii în sus și a zis, Zache, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și în versetul 9, după ce Domnul Iisus a intrat în casa lui Zacheu, spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci El este fiul lui Avram. Aș vrea să știm în această dimineață că noi suntem valoroși în ochii lui Dumnezeu. Chiar dacă oamenii din jur nu dau doi bani pe noi, chiar dacă oamenii din jur ne exclud și te simți exclus și nebăgat în seamă, aș vrea să spun în această dimineață, la fel cum Domnul Iisus l-a văzut pe Zacheu, Domnul te vede și pe tine astăzi. Domnul vede valoare în tine, Domnul vede importanță în viața ta, Domnul este acela care vede nevoia ta și la fel cum aici i-a spus lui Zacheu că el este un fiu al lui Avram, Domnul Iisus se spune și a, ție astăzi, tu ești un fiu, tu ești o fică a, -a lăudat să fie Domnul pentru aceasta. Așadar, primul adevăr pe care aș vrea să-l știm anul acesta despre Dumnezeu este că Dumnezeu știe cine ești, Dumnezeu știe cine ești. Al doilea adevăr pe care aș vrea să-l conștientizăm în această dimineață pentru anul acesta în care pășim este că Dumnezeu nu doar că știe cine ești, Dumnezeu știe și unde ești. În versetul 3, dacă privim ceea ce Iona a vrut să facă, spune aici cuvântul Dumnezeu Iona s-a sculat să fugă la Tars, deși Domnul îi spusese să meargă la Ninive. Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Iar apoi spune că a plătit prețul călătoriei, s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars și aici se repertă încă o dată această frază, departe de fața Domnului. Departe de fața Domnului. Iona a cunoscut misiunea pe care Domnul le-a încredințat-o, și anume de a merge la Ninive. Însă ceea ce el a dorit este să fugă de această responsabilitate, să fugă de Domnul. Probabil și Iona, ca cei mai mulți evrei în perioada aceea, credeau că Domnul este prezent doar în Israel. Credeau că prezența lui Dumnezeu se manifestă doar până la granițele Israelului, Doar, în, poate chiar doar în Templu pe care ei îl aveau în, în Ierusalim. Însă ceea ce Iona a încercat să facă era un lucru imposibil. Ion a încercat să fugă de parte de fața Domnului. Poate și noi de multe ori avem această tendință pe care Iona a avut-o. Să fim doar aici în biserică, în prezența lui Dumnezeu, să fim doar aici cu Domnul, iar când ieșim pe ușa bisericii să plecăm la ale noastre, să plecăm departe de Domnul, să lăsăm pe Domnul aici și să ne vedem de treburile noastre. Să știm de ceea ce Domnul ne-a încredințat, să știm că suntem copiii Lui, dar totuși să ne dorim să fim departe de Domnul, să ne, să ne ocupăm de lucrurile noastre, de Prioritățile noastre. Și de multe ori uităm că Dumnezeu este oriunde. El este. Uh... Peste tot, așa cum am spus, nu ne putem ascunde, nu putem fugi de El. Chiar dacă ne dorim să fim departe, poate, de Domnul, să ne vedem de treaba noastră, Domnul este la fiecare pas cu noi. Nimeni nu se poate ascunde de Domnul. Chiar dacă Iona a crezut că se poate ascunde de Domnul fugind la Tars, Domnul a fost cu El, a fost um, asupra Lui, a vegheat asupra Lui. În Psalmul 139, pe care l-am mai citit astăzi, spune psalmistul, la fel de, 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 de interesant și de profund, și aș vrea să fie un verset care să ne, să ne urmărească în fiecare pas pe care îl facem, în fiecare moment al vieții. Spune aici în versetul 7. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de, de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo, dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Psalmistul David a înțeles acest lucru, că nimeni, nici măcar el, nu poate să se ascunde de fața Domnului. spune aici, chiar dacă m-aș duce în, în, în locuința morților, tu ești acolo. Aș vrea să conștientizăm anul acesta că oriunde vom merge, Domnul este acolo. Chiar dacă vom crede că Domnul nu ne vede, chiar dacă vom crede că suntem pe cont propriu, aș vrea să conștientizăm că Dumnezeu este acela care este prezent în orice loc, lăudat să fie numele Lui. Și asta aș vrea să ne responsabilizeze. Aș vrea să ne responsabilizeze că oriunde pașii noștri ar păși, Dumnezeu ne vede. Să fim atenți în locurile în care mergem. Poate credem că nu ne vede soția, poate credem că nu ne văd colegii, nu ne văd frații, însă Dumnezeu ne vede și are ochii Lui ațintiți asupra noastră. Spune aici în Psalmul 119, în versetul în 168: păzesc păruncile și învățăturile tale, căci toate căile mele, spune psalmistul, toate căile mele sunt înaintea ta. Oriunde am pășit pe acest pământ, Dumnezeu ne vede. Spune în proverbe, în capitolul 5, în Seleptul Solomon, în versetul 21, căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate, și el vede toate cărările lui. Aș vrea ca prin aceste versete să ne, să ne conștientizăm fiecare, să ne responsabilizăm în umblarea noastră pe acest pământ. Nu este loc în care ne putem ascunde de Dumnezeu. Nu este loc în care să putem să fugim de Dumnezeu, să fim departe de El. Dumnezeu nu este doar aici, în biserică, prezent, ci Dumnezeu este pretutindeni. Dumnezeu este în control, Dumnezeu este acela care ne vede. Și poate ai tendința să umbli în locuri care nu sunt permise copilului Dumnezeu. Aș vrea să știi astăzi că Dumnezeu te vede și acolo. Și este bine dacă ai renunța la aceste obiceiuri, pentru că așa spune aici, toate căile sunt lămurite înaintea ochilor lui și el vede toate cărările omului. În Ieremia, cuvântul Domnului spune în capitolul 16, la versetul 17, la fel și accentuează această idee că Dumnezeu este pretutindeni și ne vede. Ieremia, capitolul 16, versetul 17. Căci ochii mei sunt culoarea minte la toate căile lor. Ele nu sunt ascunse înaintea feții mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Chiar dacă și poporul lui Israel, poporul lui Dumnezeu, credea de multe ori că pot să facă ceea ce vor, pot să umble după idol, pot să umble după alte lucruri, Dumnezeu îi privea cu ochii lui. Și nici o cale, nici un lucru nu era ascuns de, 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 de ochii Domnului. Daniel, în capitolul 5, când... În Daniel vorbește cu împăratul, îi aduce înaintea lui un, un adevăr atât de profund, un adevăr pe care poate și noi de multe ori îl uităm și aș vrea să-l conștientizăm. Și face aici această comparație între, între idoli, între zeii căruia li se închinau oamenii din, din Babilon și Dumnezeu cel adevărat. Poate colegii tăi de multe ori îți aduc. Aceeași idee, același gând, aceeași întrebare, dar cine te vede? Poți să faci anumite lucruri, nu te vede nimeni. Uite, și noi le facem, și am scăpat, e bine, familia e ok, viața mea e ok. Mulți trăiesc poate o viață în ascuns, mulți au niște obiceiuri ascunse, perverse poate chiar. Însă Cuvântul lui Dumnezeu ne spune astăzi că ochii Domnului ne văd și nimic nu este ascuns înaintea Lui. Deci tot ceea ce vrem să facem, oriunde am vrea să pășim anul acesta, să știm că Dumnezeu știe unde ne aflăm. Vreau să citesc din Daniel, capitolul 5, versetul 23. Spune aici Daniel: Ci te înălțat împotriva Domnului Cerurilor? Vasele din casă lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai mari tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeu de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici nu aud și nici nu pricep nimic. Și n ai slăvit pe Dumnezeu în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. Vedem dar că Dumnezeu este un Dumnezeu viu. Un Dumnezeu care ne vede, un Dumnezeu care ne știe și oriunde am crede noi că putem să fugim de fața Lui, Dumnezeu este și acolo. Vreau să ofer un exemplu din Vechiul Testament și anume al lui Agar. Atunci când a fost izgonită să meargă în pustie, în Geneza, în capitolul 16, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul, de la, la Geneza, capitolul 16, versetul 13, când Domnul, prin Îngerul Său, S-a atins de Agar când era în pustie și era singură, spune aici, el a numit, ea a numit numele Domnului care îi vorbise. Tu ești Dumnezeu care mă vede. Tu ești Dumnezeu care mă vede, El roi, spune aici în traducere. Căci a zis ea, cu adevărat, am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. Agar credea că este singură acolo în pustie. Credea că nimeni nu o cunoaște, că nimeni nu o vede, că nimeni nu poate să-i poarte de grijă. Însă Dumnezeu s-a îndurat de ea și acolo a recunoscut că Dumnezeu a văzut-o în strântorarea ei, a văzut-o în locul acela în care ea era singură și s-a îndurat de ea. Așadar, aș vrea să rămânem și cu acest adevăr pentru anul acesta. În care am pășit, Dumnezeu este acela care ne știe, Dumnezeu este acela care știe unde suntem. Nu doar că știe cine suntem, ci știe și unde suntem. Al treilea adevăr la care vreau să ajung în această dimineață este că Dumnezeu, pe lângă aceste două adevăruri, știe și ceea ce facem. Poate de multe ori, și când eram mai tineri, credeam că dacă le spunem părinților că mergem în într-un anumit loc, ă, suntem siguri. Spuneam Că mergem la biserică și ei erau poate împăcați că într-adevăr mergem la biserică. Poate le spuneam că mergem la repetiție, poate le spuneam că mergem la un prieten de la biserică și ei erau poate liniștiți sau aveau încredere noi că le spunem adevărul. Și spuneau, da, uite, Thomas este acolo, îs liniștit. Însă ceea ce Dumnezeu știe, poate mai mult decât știau părinții noștri, poate decât știm noi despre unul și despre altul, este că. Dumnezeu știe și ceea ce facem, nu doar că știe unde suntem, unde ne aflăm, ci știe și ceea ce facem. Spune aici în versetul 3 pe care l-am citit, Iona s-a sculat să fugă la Tars, spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și pe când era el în corabie, în versetul 4, spune, dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt prasnic și a stănit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Iona credea că este singur, credea că este deja departe de Dumnezeu, însă Dumnezeu care știa ceea ce făcea Iona, știa că Iona este pe drum înspre Tars, a trimis aici în vestetul 4, scrie cu Dumnezeu, a trimis să sufle un vânt mare, o furtună pe mare, pentru că Dumnezeu știa ce are Iona de gând, știa care este planul lui Iona și Dumnezeu căuta să-l aducă pe Iona înapoi la planul care inițial Domnul l-a avut cu el. Deci să nu uităm în anul acesta că Dumnezeu nu doar știe unde suntem, ci Dumnezeu Dumnezeu știe și ceea ce facem. Dumnezeu știe și ceea ce facem. Spune în Iov, în capitolul 34, la versetul 21, căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Poate înaintea oamenilor ne putem ascunde, dar înaintea lui Dumnezeu nu ne putem ascunde. Toate faptele noastre, toată purtarea noastră este înaintea lui Dumnezeu. În Proverbe, în capitolul 15, la versetul 3, înțeleptul Solomon spune: Ochii Domnului sunt în orice loc. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ochii părinților nu sunt în orice loc. Ochii nevestei, ochii soțului nu sunt în orice loc. Însă ochii lui Dumnezeu sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Acesta este Dumnezeu cu care avem de a face în anul acesta. Acesta este Dumnezeul acela neschimbat. Acesta este Dumnezeul acela care are privirile lui mereu ațintite asupra noastră. Chiar dacă noi credem că nu ne vede, că nu ne știe, El este acela care, a cărui ochi este atât peste cei răi cât și peste cei buni. Aduceți-vă aminte, încă de la început, când Dumnezeu a creat pe om, acest lucru s-a adeverit. Atunci când Dumnezeu uh, a venit în Grădina Eden, când, când Adam și Coeva au păcătuit, Dumnezeu i-a chemat, Dumnezeu uh, a vrut să-i tragă, să, 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 să tragă la răspundere pentru ceea ce a făcut, Dumnezeu a știut ceea ce a făcut. Apoi, nu mult mai târziu, Dumnezeu, în cazul lui Abel și al lui Cain, vă aduceți aminte, în Geneza, în capitolul 4, haideți să, să citim. Geneza capitolul 4 la versetul 10, după ce Cain l-a omorât pe Abel, vine Domnul și spune, ce ai făcut? Ce ai făcut? Credeți că Dumnezeu n-a știut ce a făcut Cain? Și spune aici, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Dumnezeu încă de la început a știut ce face omul pe pământ. Chiar dacă omul de multe ori încearcă să, să, să înăbuși acest adevăr, că Dumnezeu îl vede și va, îi va cere socoteală pentru faptele lui, vedem că încă de la început Dumnezeu a cunoscut faptele omului și nimic nu a fost ascuns înaintea lui. În Ioan, atunci în Ioan capitolul 4, când Dumnezeu stă la fântână cu acea femeie samaritiancă, știți bine că viața acestei femei era ascunsă de oamenii din jurul ei. Oamenii Poate unii știau, alții nu știau uh, viața ei. Însă, Domnul Isus, când a stat de vorbă cu acea femeie la fântână, i-a spus adevărul în, în față, i-a spus faptele ascunse în care ea trăia. Și spune aici în Ioan, în capitolul 4, la, la versetul 16 în jos: Du-te, i-a spus Domnul Isus, du-te. Și de cheamă pe bărbatul tău și vin aici. Femeia a răspuns: N-am bărbat, n-am bărbat. Vedem dar că această femeie a încercat să-și țină ascunsă faptele a încercat să aducă înaintea Domnului un adevăr, dar Domnul care cunoaște faptele ei spune, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care le ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Dumnezeu a fost acela care a descoperit lucrurile cele mai ascunse din viața acestei femei. Eu nu știu care sunt lucrurile cu care te confrunți tu, Important e pentru mine să știu eu care sunt mele. Și pentru tine este important să știi care sunt lucrurile tale cu care te confrunți, care crezi că sunt ascunse și să știi că Dumnezeu le vede. Să știi că Dumnezeu încă, poate dacă nu a intervenit cu o pedeapsă, înseamnă că încă își mai arată îndelunga lui răbdare față de noi. De multe ori vin înaintea lui Dumnezeu și chiar la sfârșit de an când ne-am rugat și am mulțumit Domnului pentru anul care a trecut, am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru îndelunga ta răbdare. Pentru că doar eu știu ceea ce am făcut în ascuns anul care a trecut. Și aș vrea ca fiecare dintre noi să, să conștientizăm acest lucru. Să fim conștienți că Dumnezeu ne vede și nicio faptă nu este ascunsă înaintea Lui. Și orice am vrea să facem anul acesta, să știm că Dumnezeu ne cunoaște faptele în și nimic nu, poate, nu putem să ascundem înaintea Domnului. Ce trebuie să facem? Să ne recunoaștem, să fim sinceri. Să nu lăsăm ca acele păcate, ca acele, acele lucruri murdare care le trăim în ascuns să devină un mod de viață, să devină o obișnuință pentru noi. Și să fim gata să ne mărturisim, să fim gata să le aducem la cunoștința Domnului, dacă avem nevoie de ajutor a fraților, să-i chemăm în ajutor, dacă avem un frate de încredere, să-i cerem sprijinul, să nu lăsăm ca păcatele, în întinăciunea care cel vrea să o aducă în viața noastră să pună stăpânire peste noi. Pentru că acest lucru este mult mai greu decât noi credem de multe ori. Dar știm că avem la Tatăl un mijlocitor, așa cum spune și Ioan. Avem la Tatăl un mijlocitor care este gata să ne ofere iertare. Lăuda să fie Domnul pentru aceasta. Iar în ultimul rând, al patrulea adevăr pe care vreau să-l știm în anul 2024, pe lângă că Domnul știe cine suntem, pe lângă că Domnul știe unde suntem și ce facem, pe lângă că Domnul ne știe faptele și știe în ce lucruri umblăm și cele mai ascunse lucruri din viața noastră, Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Dacă ne uităm la ultimul verset pe care l-am citit din textul acesta, îl vedem pe Iona undeva la fundul mării, poate, undeva în, în, în marea aceea care, în care ei erau cu, cu corabia și spune Domnul aici că a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui trei zile și trei nopți. Dumnezeu este Acela care știe de ce avem nevoie. Iona, acolo în mijlocul mării, în care era El, doar El, avea nevoie să fie ajutat, avea nevoie de, de o minune ca să scape de acolo. Nu știu exact la ce adâncime era Iona, nu, știm, nu știu exact la ce îndepărtare de, de mal era corabia, dacă nu, Iona mai putea să înnoate sau nu, dar ceea ce înțeleg din textul acesta este că Iona avea nevoie de ajutor în momentele acelea și Domnul, în măreția lui, în, în creativitatea lui, dacă am voie să o numesc așa, trimite un pește care se înghită pe Iona și chiar dacă nu ni se pare, sau poate lui Iona, pe moment, îi se părea ceva de inimaginat, Dumnezeu, prin, prin felul acesta, i-a purtat de grijă. Chiar dacă Iona, pe moment, nu a înțeles, poate, ce se întâmplă, Dumnezeu a fost acela care i-a purtat de grijă. Poate te îngrijorezi pentru anul acesta, nu știu. Te gândești ce va aduce anul, ce schimbări vor fi, te gândești, poate, la starea ta financiară, la starea ta profesională. Poate te gândești la familia ta și îți pui semne de întrebări. Ești poate un om care nu este așa optimist, mai, poate ești mai pesimist. Dar aș vrea să știi în această dimineață că Dumnezeu este acela care știe cel mai bine de ce tu ai nevoie. El a știut că Iona are nevoie de ajutor acolo în mare. El este acela care știe de ce ai nevoie tu în anul 2024. Știți bine textul din Matei, din capitolul 6, în care evanghelistul spune în felul următor. Matei, capitolul 6, versetul 31 până la versetul 34. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Vedem dar că este normal să ne îngrijorăm. Este ceva omenesc să ne îngrijorăm. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici că toți oamenii, neamurile, se îngrijorează asupra nevoilor uh, zilnice pe care le avem, a nevoilor omenești care sunt, ce vom bea, ce vom mânca, Însă Cuvântul Dumnezeu ne îndeamnă pe noi, ca niște oameni credincios și ceea ce cred că suntem, să ne focusăm la un lucru sau la un lucru care este mult mai important decât lucrurile acestea pământești. Și spune aici, lucrurile acestea toți oamenii le caută. Însă voi, cei care sunteți credincioși, noi care suntem aici în Biserica Ava, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Nevoia care cred că fiecare dintre noi avem în anul acesta, pe lângă lucrurile materiale, care e normal că, că le avem nevoie, este să ne apropiem de Dumnezeu. Așa cum s-a mai spus și astăzi, să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult. Și aș vrea ca această, acest lucru să-L privim toții cu responsabilitate. Să ne luăm angajamente, așa cum se spunea, autentice, să ne cunoaștem locul în care suntem, starea noastră spirituală și să vedem cum putem să facem pași practici. Poate nu ai mai citit de mult cuvântul lui Dumnezeu. Începe și citește câte un capitol. Ia-ți un plan care să te ajute. Îți dai seama că nu ai mai studiat cuvântul lui Dumnezeu. Caută ți poate un grup de studiu și studiază. Îți dai seama că viața ta de rugăciune nu mai este aceea ca înainte. Începe și vin o miercuri la rugăciune. Făți din, din lucrul acesta un angajament. Măcar o zi pe săptămână, miercuri, să vin și acolo știu că o să mă rog. Poate timpul din săptămână nu-mi permite. Nu-mi permite. Să zicem că nu ne permite. Dar miercuri vin și mă rog. Acolo nu am încotro. Haideți să ne facem angajamente din acestea practice. De multe ori deja uh, luăm Planul de citit și ne vedem deja la, pe la Apocalipsa. Și noi nu am început măcar cu geneza. Haideți să să fim conștienți de unde, cine suntem, unde ne aflăm, care sunt abilitățile noastre, la ce ne, ne, ne pornim anul acesta. Și Dumnezeu să ne ajute, așa, pas cu pas, să ne apropiem tot mai mult de El, să-L cunoaștem, să ne întărim credința, să creștem în, credința, în, în credință și toate celelalte nevoi, Dumnezeu, așa cum spune ea, va purta de grijă. Ceea ce Aș mai vrea să, să, să știm în această dimineață dacă sunt oameni aici, în locul acesta, care încă nu l-au acceptat pe Dumnezeu în viața, lui, în viața lor. Aș vrea să vă spun că aceasta este, poate, și nu doar poate, este cu siguranță cea mai mare nevoie pe care o ai în această dimineață, în acest an. Să-l primești pe Dumnezeu în viața ta. Spune Cuvântul Dumnezeu aici, în Iona că el a stat trei zile și trei nopți în Pântecele peștelui. În Matei, în capitolul 12, la versetul 40. Spune Cuvântul lui Dumnezeu astfel. Căci, după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele Chitului, tot așa și Fiul Omului va sta trei zile și trei nopți în inima Pământului. La fel cum Iona a stat trei zile și trei nopți în, 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 în acel pește, înăuntru, la fel și Domnul Isus a murit și a stat trei zile în mormânt. A murit pentru mine, a murit pentru tine. Și. Ceea ce aș vrea să îți spun pe inimă anul acesta este să-L cauți pe Dumnezeu. Dacă nu L-ai aflat în viața ta, dacă nu L-ai acceptat încă pe Dumnezeu în viața ta ca Domn și Mântuitor, El a venit să steie trei zile în mormânt, iar apoi să învieze ca tu să poți să fii împăcat cu Dumnezeu. Ca anul acesta 2024 să fie anul împăcării tale cu Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca această nevoie a ta de Dumnezeu, de mântuire, să-ți fie împlinită anul acesta. Eu cred că Putem să venim înaintea Domnului cu orice nevoie am vrea, dar dacă venim cu nevoia aceasta și spunem, Doamne, vreau să fiu mântuit, Doamne, vreau să fiu al Tău anul acesta, eu cred că Dumnezeu este acela care, aceasta este dorința care ar vrea să-ți împlinească cel mai mult anul acesta. Și aș vrea să fii responsabil cu viața ta. Dacă nu l-ai primit pe Domnul în viața ta, anul acesta să fie anul în, în păcării tale cu Dumnezeu, în Luca, în capitolul 19, în textul care l-am citit despre Zacheu, spune la sfârșit, în versetul 10, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Fă din anul 2024, anul în care te lași găsit de Dumnezeu anul în care Dumnezeu să intre în casa ta, anul în care Dumnezeu să aducă mântuire în casa ta, anul în care Dumnezeu să-ți ofere un nume nou, o identitate nouă și nu doar Poate jobul tău să se schimbe, nu doar uh, uh, anumite lucruri să se schimbe, poate greutatea să se schimbe, uh, înfățișarea ta, anumite investiții, ci să se schimbe starea ta spirituală, să se schimbe identitatea ta spirituală dintr-un fiu al pierzării să fiu un fiu de Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu este gata să împlinească această dorință dacă eu o aduci înaintea lui. Lăuda să fie Domnul pentru aceasta. Leudat să fie Domnul pentru cuvântul lui care l-a avut la început de an pentru noi. Aceste adevăruri aș vrea să ne, să ne uh, însoțească în fiecare zi în anul 2024. Orice am face să știm că Dumnezeu ne știe cine suntem. Noi nu suntem la voia întâmplării. Noi nu suntem uh, doar uh, un, 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 un produs al Revoluției. Chiar dacă cel rău vrea să ne amăgească și să spună: Tu ești un nimic, tu ești un. un, un un, un faliment. Tu ești un om care, care nu are valoare. Dumnezeu ne-a știut încă când nu eram pe acest pământ. Așadar, acest adevăr să ne însoțească, Dumnezeu știe cine suntem. Apoi Dumnezeu știe unde suntem, indiferent în ce situație te-ai afla, indiferent unde ai fi, Dumnezeu știe locul în care te afli, Dumnezeu știe de ce tu ai nevoie, Dumnezeu știe unde păsești, de aceea să fim responsabili cu umblarea noastră pe acest pământ. Dumnezeu știe și ceea ce faci, Dumnezeu este acela care îți cunoaște viața în ascuns, Dumnezeu își cunoaște luptele tale, Dumnezeu își cunoaște falimentele tale, Dumnezeu își cunoaște dorințele tale. Așadar, înaintea Lui nu este nimic ascuns. Și în ultimul rând, Dumnezeu știe de ceea ce tu ai nevoie în anul acesta. Dumnezeu să fie acela care, care să ne conștientizeze anul acesta de aceste adevăruri și noi să le avem mereu înăuntru nostru. Și să nu ne îndepărtăm de Dumnezeu, să nu ne îndepărtăm de Cuvântul lui și să pășim în anul acesta alături de Dumnezeu în fiecare zi. Vă rog să vă ridicați în picioare și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune și să ne rugăm așa cum am auzi și în această dimineață și să ne încredințăm, poate am mai făcut-o, dar haideți să ne mai încredințăm încă o dată viețile noastre în mâna Domnului pentru anul acesta. Să spunem, Doamne, ajută-mă să cunosc și să știu că tu mă cunoști. Să știu că Tu mă vezi, că Tu îmi știi luptele, că Tu îmi știi păcatele. Doamne, ajută-mă să înțeleg că Tu îmi știi nevoile, să nu mă mai îngrijorez și dorința mea și ținta mea să fie aceasta să mă apropii de Tine, să Te cunosc pe Tine și în orice moment al vieții să conștientizez că ochii Tăi vechează asupra mea și mă văd oriunde ar fi. Haideți să ne rugăm în această direcție. Amin.